Salut și bine te-am regăsit la testul cu BMW seria 7, un facelift cât o generație, cel puțin la exterior, și pentru că este aproape toamnă și s-au copt strugurii, o să spun că îmi place foarte mult cum arată acest seria 7 cu acea grilă care este atât de mare încât, iată, plăcuța de înmatriculare acoperă partea din jos. E o mașină care arată foarte bine pe această culoare care se numește Bernina Grey Amber Effect. Este o culoare care costă 1128 de euro și dacă plătești prin transfer bancar nu trebuie să-ți dea nimeni rest. Alte câteva lucruri diferite la această mașină față de varianta veche este bara, partea de jos, cu aceste tuneluri care trimit aer către zona frânelor. Hai să ne mutăm în lateral unde avem aceste jante superbe de 20 de inci. Poți să pornești de la 18 până la 20 de inci. Hai să vedem prețul lor. Iată, 3024 de euro pentru 4 roți cu tot cu anvelope, run flat, apropo. Și avem și discuri de frână foarte mari M Sport. Varianta pe care noi o testăm este un 745E. Asta înseamnă că o poți încărca. Are un pachet de baterii de 10 kWh și deloc întâmplător am conectat-o la wallbox-ul de Tesla pe care George l-a remontat în curte. Durează aproximativ vreo 3 ore încărcarea, pentru că nu poate încărca fast charge. Din lateral, alte diferențe, singura notabilă de altfel, este această zonă care împinge aerul către lateralul mașinii, de acolo din zona frânelor, și da, acum este la 90 de grade, nu mai este înclinat. Hai să vă arăt repede locul șoferului. Nici nu știu unde vreau să stau mai mult în mașina asta, ori aici, pe locul șoferului, pentru cum se conduce și pentru tehnologiile la care am acces, sau pe locul pe care stă colegul meu, Andrei, unde zici că e mai bine acolo, nu? Posibil. Da, dar problema e că te înveți, când ai bani de așa ceva și stai în așa ceva, te înveți. La interior, diferențele sunt minore, această cusătură pe cotieră înțeleg că este nouă, dar și sistemul nou iDrive pe care l-am mai văzut pe seria 3, de exemplu. Dacă la început nu-mi plăcea, să știi că acum am început să mă obișnuiesc cu el și îmi place mult mai mult. Este ușor de personalizat și are câteva avantaje. În sensul că acum în partea stângă ai iconițe, media, com, navigație, mașină și aplicații pe care, la care poți ajunge fie apăsând cu degetul pe ecran, unde vrei tu să ajungi, fie prin rotiță, fie prin comenzi vocale. Dacă vrei să cauți o anumită setare și n-ai timp sau nu știi unde să ajungi, pentru că, de exemplu, dacă vreau să ajung la meniul de head-up display, trebuie să intru în setări, după care se schimbă layout-ul meniului, acum aplicațiile sunt la orizontală și dacă vreau să umblu la head-up display, trebuie să ajung în displays și după aia, de acolo am head-up display, instrument cluster și control display. Mi se pare complicat, dar, repet, dacă stai mai mult timp cu mașina asta, o să ajungi imediat la fiecare meniu, dar poți să faci așa. Head-up display menu. Head-up display. Și bun, ajungi la head-up display menu, după care am mai poți să mai zici chestii de genul: "Hey BMW, I'm tired. Please start the engine so that I can start the Vitalize program." Sunt anumite programe de relaxare, de vitalizare sau alte setări care se numesc experience modes și poate să schimbe diverse setări de ambianță, de căldură, de ventilație în scaune, de muzică special concepută și așa mai departe, inclusiv masaj. Deci din punctul ăsta de vedere are câteva funcții în plus față de un seria 3 sau un seria 5, deși arată aproape identic la interior. Diferență mare, evident, la felul în care sunt asamblate toate aceste componente și finisajele sunt absolut fantastice pentru fiecare bucățică din mașina asta. Apoi, ce mai avem diferit la acest iDrive? Sunt aceste widgeturi. Poți avea mai multe pagini cu diverse informații pe care tu le vrei afișate, adică, de exemplu, sport displays, câtă putere folosești, informații din trafic în timp real, care de acum apar și la noi în țară pe acest model de mașină, sunt informații pe care și le ia de la sistemele de navigație Garmin sau Here Maps și, da, poți să vezi, de exemplu, uite cum arată Bucureștiul, totul înroșit. Mai avem și un sistem de concierge cu care ne-am jucat și am rugat să ne trimite către cea mai apropiată stație de încărcare și ne-au trimis direct în mașină destinația, ceea ce mi s-a părut foarte tare. Welcome to BMW Connected Drive. My name is Pia. How may I help you? Hello. Yes, I hear you well. Thank you. How may I help you, sir? Can you tell me, please, based on my location, where's the closest charging station for my BMW, please? Of course.
For electric car charging, right? Or yes, do you just mean... It's an electric, okay. It's a plug-in hybrid I have. Okay, perfect. I have a couple of results, but I'm sorry, I don't know. Tatie de Insarcare? Yes. Rompetrol? Yeah, it's very good. Do you think that would be it? Yes. Okay. And can you push it on my navigation system or? Yes. It would be around 15 kilometers away. It's perfect. Okay, great. I'm sending it now. Please confirm when you receive it. May I help you out with anything else? What else I can ask for? I have this option on my car, but I don't know what to do with it. Yes, it's working. Okay. I have it. Perfect. Perfect, sir. Well, I could send you more locations if you would go to more places. And I can also provide you with all types of general information, such as weather, news, and so on. We can also book hotel rooms, tables at restaurants, and cinema tickets if the process is online and doesn't require a signing in for you. That's awesome. What's your name? Oh, my name is Pia. Thank you very much, Pia. You're more than welcome, sir. Thank you for using BMW Connected Drive and have a lovely afternoon. You too. Thank you. Bye-bye. Acum, avem și în fața șoferului un ecran acolo. În momentul acesta avem afișate informații despre încărcare. Nu ni se spune cât mai durează încărcarea, dar știm că avem autonomie pentru 20 de kilometri, cu câtă energie este acum în baterie și încărcarea merge în continuare. Este un ecran care îmi place foarte mult pentru că se vede foarte bine. Este mat, indiferent de cât de tare bate soarele în el, o să-l vezi tot timpul. Și are mai multe teme în funcție de modurile de condus în care te afli, adică pentru sport, hibrid, electric și așa mai departe. Apropo de asta, acum nu mai avem buton pentru sport, confort și Eco Pro, avem sport, hibrid, electric. Fiecare buton are mai multe submeniuri, adică pentru sport avem standard și individual și poți să configurezi modul individual. Avem hibrid cu standard, Eco Pro și confort și mai avem electric care forțează mașina să meargă în modul electric și mai avem un buton pentru baterii unde poți să setezi valoare minimă la care să-mi păstreze bateria atunci când sunt la drum. Adică dacă vreau să păstrez bateria la 90%, că urmează naveta mea să ajung în București, de exemplu, pot să forțez mașina să facă treaba asta. Apoi avem meniul de parcare, pe care vi l-am mai arătat de mai multe ori, dar care îmi place foarte mult în continuare. De exemplu, îmi spune că pot să deschid ușile în acest moment la maximum și nu ating niciun perete sau o altă mașină, așadar vei ști dacă copiii tăi sunt pe cale să facă o prostie foarte mare, obstacolele pe care le vede camera din față sau din spate sunt marcate cu portocaliu cu realitate augmentată și mai avem în continuare gesturile pe care le-am mai văzut și pe alte modele BMW. Pot să văd mașina 3D în toată splendoarea ei, în culoarea asta și cu jante care par să fie, nu par să fie același, dar seamănă foarte tare. Asta e foarte interesant, mai avem și reversing system pe care o să-l încercăm imediat. Și mai avem car wash. Mașina este așezată, vezi mașina de sus și unde sunt roțile, unde calci, ca să poți să vezi, de exemplu, unde este acel canal care trage efectiv mașina în tunelul de spălat. În partea de jos avem setări cu comenzi rapide pentru radio sau poți să programezi diverse meniuri la care să ajungi foarte repede. Gesturi, pot să dau mai tare muzica sau mai încet, pot să pun pe pauză, să resping sau să accept apeluri și pot personaliza aceste gesturi ca să facă diverse alte lucruri. Mai jos avem zona de climatizare unde nu s-a schimbat nimic, avem acest afișaj color unde poți să pornesc parfumul, aerul condiționat și așa mai departe. Apoi în zona de mai jos avem încărcător wireless pentru telefon, priză USB, avem USB-C aici în cotieră și da, mi-o zice că durează 4 ore încărcarea de la 8% cât mai am acum la baterie. E greu să găsești materiale proaste în această mașină, totul este la un nivel de calitate excepțional, cu un minus aici, în zona asta de unde sunt lămpile de citit. Adică un pic, nici măcar nu trebuie să apăs tare ca să se miște aici, dar poate sunt eu curcotaș. Avem, poți să pui piele fină aproape pe toate zonele astea din mașină. Avem lemnul ăsta lucios care arată foarte bine cu acest maro deschis.
sistem de sonorizare Bowers & Wilkins, care costă, atenție, 4733 de euro, iarăși nu-ți dă nimeni în rest dacă plătești fix prin transfer bancar. Toată mașina costă 139.071 de euro și mai avem cadotări scumpe aici, Business Class Package, care vine cu diverse opțiuni acolo pentru masaj, de exemplu, pentru scaunele care se înclină și așa mai departe, 4.281 de euro. Rear Seat Entertainment Experience, cred că asta înseamnă ecranele din spate, cele două ecrane, care înseamnă 3.177 de euro. Parking Assistant Plus, ce v-am arătat mai devreme, BMW Laser Light 1794 de euro. Și asta e toată lista de dotări aici, da? Comfort Seats Rear Electrically Adjustable 2255 de euro, dacă vrei, evident, ca cel care stă în spate să se simtă bine sau poate ești tu cel care vrei să stai acolo și ai bani de așa ceva. Prețul de pornire pentru acest 745e este de 104.185 de euro, TVA inclus. Hai să ne mutăm pe locul VIP. Foarte important, dacă ești pasager în această mașină, nu trânti niciodată ușa. Asta arată că ai fost crescut bine. Avem soft close. Mamă, sunetul ăsta de... Da, voiam să zic robot de bucătărie care stă să fie pornit. Da. Bun, locul din spate în pachetul ăsta de business cam așa arată. În fața mea am un ecran pe care, iată, îl pot controla cu degetul și am din nou acest sistem iDrive cu meniurile astea foarte bine așezate, cu widgeturi pe care le pot schimba. Nu le pot schimba, fii atent. Dar la care pot ajunge foarte repede. De exemplu, la navigație, și uite cât de bine se mișcă. Adică am văzut sisteme pentru față care se mișcă mai prost ca acest sistem. Avem informații despre vreme și despre trafic din nou. Avem zona asta dedicată pentru multimedia și pot să selectez individual entertainment. Avem o mofă jack aici jos, modul de teatru ca să audă bine în toată mașina și pot să reglez volumul de aici și pot să derulez melodiile sau, uite, posturile de radio, de exemplu. Degeaba faci așa în spate pentru că nu există sistem de gesturi, dar nici n-ai nevoie. Și da, poți să pui și DVD-uri pe acolo, ai și un HDMI, deci cred că te poți juca în această mașină. Apoi iată cum arată față de ușă. Da, lux și opulență. Avem o gură de ventilație aici. Avem sistemul de sonorizare Bowers & Wilkins, care este retroiluminat acolo și arată foarte drăguț. Și avem aceste plase pentru geamuri, ca să nu fii fotografiat de paparații. Și e foarte bine insonorizată această mașină, chiar și în spate. Avem geam, uite, care este... pare să fie făcut din două straturi pentru mai multă protecție. Evident, și cât de bine se audă numai când închizi geamul. Tot ceea ce atingi se simte excepțional, inclusiv la torpedou, la capacul rezervorului. Totul se deschide foarte încet, inclusiv scrumiera. Nu știu de ce mai ai o scrumieră pe această mașină, că e păcat să o umpli de scrum și de fum de țigară, dar hei, cine sunt eu să judec? Apoi, în zona foarte interesantă a acestei mașini avem această cotieră, cea mai deșteaptă cotieră din industrie, aș putea spune, pe care o poți ascunde aici. Locul ăsta din mijloc, nu prea ai să faci cu el, dar da, asta e, bine că e acolo. Suport pentru pahare este aici, iată. Apoi mai avem un spațiu de depozitare aici, materiale fine și aici. Iar aici avem o tabletă cu Android. Ce mi se pare mie ciudat, fii atent. Avem Apple CarPlay în față, dar nu ai Android Auto. Dacă vrei să folosești telefonul pe post de cheie, poți să folosești doar un telefon cu Android, iar tableta din spate cu care poți controla anumite setări din această mașină este tot un Android. Este o tabletă Samsung care așa iese. O iei, o deschizi și mi-apare că se conectează la mașină. Practic funcționează conectându-se la rețeaua Wi-Fi a mașinii și așa arată. Avem iarăși widgeturi pentru radio și de aici pot să selectez posturile de radio pe care vreau să le ascult în mașină și postul de radio se schimbă instant din momentul în care am apăsat pe această tabletă și pot să selectez și sursele audio. Mai avem pentru navigație și aici trebuie să vă arăt ceva tare. Uite, vreau să operez harta din dreapta, ecranul din dreapta și iau-te, funcționează ca un mouse. Poți dau zoom in sau zoom out, când aș putea să fac și treaba asta. Mă gândesc că mai poți lua un pasager în portbagaj și eventual îi dai tableta, pentru că poți să-i dai tableta așa, pe aici,
Și dacă ai acolo un pasager mic, uite, dă-ți tableta, simte-te ca acasă, schimbă tu posturile de radio și o să facă el asta. Da, ce pot să mai zic aici despre locul din spate, decât că avem și masaj și de aici pot să controlez scaunul din față sau de pe tabletă sau de aici și pot să înclin mai tare ca să eu să-mi fac loc și să mă simt confortabil. Cam așa. Dacă aș fi avut varianta long base, aș fi avut și mai mult loc. Eu te pot să ridic și tetiera dacă e nevoie. Și pot să selectez și scaunul meu. Asta este poziția default. Dar pot să înclin mai mult, iată. Aș putea obișnui, mai ales cu perna asta de la cap, care probabil costă mai mult decât toate pernele pe care le am eu în casa mea. Ah, și avem și masaj pe care pot să-l activez de aici. Și îl pot schimba de aici. Selectez cât de puternic să fie și unde să fie mai exact. De ce n-am bani? Pentru că n-am invitat suficient de mulți oameni pe Revolut. Hai să vă arăt și partea din spate. Bine, cum spuneam, e păcat să trântești ușa în această mașină. Diferit la seria 7 facelift în spate, n-ar fi altceva decât această monosprânceană de altfel, care este activă, adică poți, când ai farurile pornite, o să vadă și aici, și jocul de lumini de care povesteam mai devreme, în momentul în care încuiești și descui mașina. Cum te întâmpină. De la 140.000 de euro trebuie să te bage cineva în seamă. Mulțumim celor de la BMW că au conceput aceste stopuri fascinante. Portbagajul însă este o dezamăgire, pentru că 100 de litri din capacitatea unui seria 7 obișnuit dispar acum, pentru că bateria trebuie să le ia locul, bateria care este montată undeva în jurul banchetei spate. Așadar, portbagajul acestei mașini are 420 de litri și este mai mic decât cel de pe seria 5, de exemplu. Slavă Domnului că avem spații de depozitare pentru toate cele 70.000 de cabluri de încărcare disponibile pe piață. Și da, echipamentul nostru de filmare abia are loc și n-am reușit să pun un cadru de cărucior pentru copil decât aici, în zona asta de alatul. Poți să încui hainul de aici sau, dacă ai bagaje grele, apropo, poți să deschizi cu cheia în buzunar, așa. Evacuările sunt parțial false, adică avem această margine din fier și înăuntru este evacuarea propriu-zis. Arată și sună bine. Dar cred că a venit momentul pe care îl așteptam cu toții. Hai să scoatem această mașină la drum. De fapt, o să conducă George. Salut și bine v-am regăsit la un nou test drive. Trebuia să fac din nou introducerea asta pentru că avem un invitat special. A, gata, am început? Da. Ești invitatul meu la testele auto? E o onoare. Poți să pornesc abonat? Ești abonat? Da, te rog, pornește frigul. Sunt abonat cu clopoțel. Mă bucur. Dau așa. A, dau. Ai uitat de unde ai plecat. A. Start. Clapeta de la ventilație, sunetul ăsta foarte frumos. Deschide tot. Suntem pe 22. Am dat în drive. Noi suntem în hybrid. Am băgat curent în ea în ultimele 3 ore. Suntem cu baterie undeva la cât? 3 sferturi. Hey, BMW! Turn on seat ventilation on front seats. I set the seat ventilation in the front at level 3. Băi, nene, asta înseamnă să nu ridici un deget, mă, mașina asta. Îi dăm bătaie? Te rog. Ok, drive. Hai să mergem. Dă-i înainte. Varianta de BMW pe care... Nici măcar n-auzi pietrișul de sub mașină. Eu nu știu dacă am mai mers vreodată cu o mașină la care să n-auzi pietrișul de sub ea. Așa, revenim la testul nostru cu BMW 745e, în care este foarte mare liniște, pentru că este o mașină care are tehnologii noi. Eu am senzația că se aude prea tare ventilația, dar de fapt nu e prea tare ventilația, este ea atât de bine insonorizată că se aude tot înăuntru. Uite, în momentul ăsta e oprit tot. Așa. Ăsta e cotul meu care freacă pe cotieră. De ce se aude semnalizatorul atât de tare? Glumesc. Senzația mea când am mers prima dată cu mașina asta și am dat drumul la muzică, dar foarte încet, n-ai nevoie să dai tare volumul, a fost ca atunci când am pus prima dată căștile Bose pe cap. Era cu spatele. Da. Ce dorm era.
Oh, dă dependență treaba aia, să știi. Mă rog, îți dăm iară pe auto și ventilație. Rămâi repede, fără permis. Da, nu, am la 40. Apoi a dat a doua. A plecat destul de bine, dar nu am simțit o super fâșneață, pentru că este turbo, nu? Da, este, e, mă rog, ai un motor de 3 litri, 6 cilindri în linie, ai un motor electric și doar în modul sport o să simți toată puterea mașinii. Aha. Adică acum o să simți toți cei aproape 400 de cai putere. 400? Sunt mai mulți ca la mine, pe electrică. Da. Mamă, ce frumos, a rupt un pic aderența. Simți că pleacă, că decolează. Da, e așa, da. Înțelegi? În modul hibrid nu o să simți la fel de fâșneață, dar tot simți cuplu, știi? Tot simți că trage liniar și că nu simți, știi, puterea pe care o livrează la anumite turații motorul. Adică trage continuu și asta e tare, da. Și nu mai e motor de 2 litri, acum e motor de 3 litri, 6 cilindri în linie. L-am pentru un total de 394 de cai putere și, atenție, un cuplu de 600 Nm. Și avem o discuție asta mai devreme despre putere și cuplu. Genul ăsta de putere și cuplu aduc seria 7, noua seria 7, în zona de performanță a electricelor, pe hârtie. Da, erau și înainte. Acum, în continuare, ca să ai toată puterea... Ca nu era. Ca să... Da și nu. Tot aveai suficientă putere. Cât face până la 100? În cât timp face până la 100? 5,2 secunde. De ce vorbim despre chestia asta? Vrem să dăm foarte repede la o parte discuția despre motorizare, pentru că este un motor clasic de la BMW, doar că optimizat pentru această configurație, cu ajutat cu un motoraș electric de cât? Imediat îți spun. Cu cifrele, cu numerele, cu prețurile? Da, avea undeva la 118 cai putere, cred. Puțin, foarte puțin, și cu o baterie de numai 10 kWh, care se încarcă în 3 ore și scuze, puțin. 113 cai putere. 113 cai putere, care da, te poți deplasa într-adevăr în mod pur electric, dar pentru navetă scurtă, până la 20 de kilometri reale, aș zice eu. Poți să mergi mai mult de atât, eu aș pune chiar și 35. Dacă ești cumpătat. Nu exagerez cu aer condiționat, okay. Nu exagerez cu ventilație, cu toate sistemele astea. Așa, hai să zicem 30-35. Hai să trecem noi în pur electric însă, pentru că avem bateria la momentul ăsta la 70%. Și hai să vedem ce consumuri scoatem și să resetăm și jurnalierul. Ok, hai să resetăm jurnalierul. Până faci tu resetarea jurnalierului, eu pot să-ți spun că vă dăm concluzia rapid. Gata. Încă dinainte de a începe. Senzația pe care o am în mașina asta este superioară senzații de confort din oricare altă mașină. Din oricare altă mașină am condus în ultima vreme, de multă vreme. Cred că de multă vreme, da. De foarte multă vreme. Cred că doar S-ul pe nivel de echipare Maybach se mai apropie. Da, nici așa, pentru că cu mașina asta, dacă vrei să mergi tare, poți să mergi tare. Dacă vrei să mergi așa, mellow și să nu simți nimic, nu auzi mașină care trec pe lângă tine. Mă fascinează, da, exact, treaba asta. Asta e mașina pe care ți-o poți da. Deci eu o suspectez că are noise cancelling. Ar putea avea. Nu e doar bine izolată, este mult mai bine izolată decât cele mai multe mașini pe care le-am mai văzut. Prima senzație pe care ai în mașina asta când te urci, băi, este neverosimil de confortabilă și de bine insonorizată. Mai bine decât orice altă mașină am condus până acum. Asta e prima chestie. Și asta te face să zici wow. Și am început să cuantific numărul de wow pe care le percep, le simt, senzațiile astea de wow, la produsele noi pe care le vedem în viața de zi cu zi. Și atunci când vezi un produs de ultimă generație, de la orice fel de categorie de produs, că vorbim mașină, telefoane, tablete, mașini de spate, orice, bă, ar trebui să te facă să zici wow undeva. Și în mașina asta se întâmplă, deși este un facelift, până la urmă. Indiferent cum se numește mașina aia, indiferent cum se numește produsul, ar trebui să ne facă să zicem wow atunci când cere super preț cu 5 erori. Suntem într-o mașină în momentul ăsta care, pentru care se cere, pe nivelul ăsta de echipare în care suntem noi, 140.000 de euro. Cu preț de pornire de 104.000 de euro, da. 104.000 și asta ajunge la 140.000 de euro. Și când cere atât de mulți bani, este foarte ușor să compari mașina asta cu orice. Dar noi o să o comparăm cu mașina aceeași clasă. Și cu ce aș lua dacă aș avea banii ăștia la un moment dat pe parcursul acestui clip. Dar până ajungem acolo la comparație, asta este senzația și da, este wow. Dar oare va lua curba? Dar de ce a accelerat? Nu știu, ea a accelerat. Și a intrat prea tare și a fi sărit linia continuă.
Da. Deci, nu are probleme la viraje și funcționează destul de bine, dar la noi în țară, de exemplu, nu funcționează acel sistem care poate să controleze, de exemplu, în funcție de pantă, știi? Da. De vine viraj și așa mai departe. Hai să explicăm oamenilor. În funcție de traseul pe care îl abordezi, din navigație, în Germania, BMW știe să dozeze cutia de viteză, motorul, turația și treptele, astfel încât să-ți dea senzația că e mai puternică mașina, de fapt, retrogradând la timp. Uite, asta da, bun. Aici am lăsat-o să văd dacă frâna va frâna singură și l-a văzut pe cetățeanul care ne-a tăiat calea. Dar nu a blocat mașina, ai văzut, doar a încetinit. Pe driver assisted mode, trebuie să atingi volanul efectiv, nu merge să pui contragreutate pe volan. Am încercat treaba asta. Serios? Și dacă nu ții, mâinile pe volan, stai pe ăsta și după aia pe... Dacă nu ții mâinile pe volan, o să frâneze mașina. Încetinește după un timp. Da. Îți punctează de câteva ori frâna ca să te zmucească, să te trezească. Și dacă nu ajunge de tot... Suntem în mod full electric acum, complet asistat. Și deja mă atenționează să pun mâinile pe volan. Și mi se aprind LED-urile aici. Mașina în paralel, pe lângă LED-urile din volan și faptul că se percepe dacă ai sau nu mâinile pe volan, îți mai urmărește și ochii să vadă dacă ești atent la drum. Are chestia aia din bord de acolo, care ne place foarte tare. E un fel de Face ID și ne place tehnologia asta, am vrea să o vedem pe mai multe mașini, pentru că de foarte multe ori șoferii fac și alte lucruri la volan și să vezi nivelul de atenție al șoferului este critic. Așa este. Am atins lucrurile care sunt cu adevărat relevante din punctul nostru de vedere, pentru că la interior nu mai avem ce să spunem altceva decât wow din nou, recunoști interiorul tipic de BMW. Dar nu e nimic schimbat aici. Dar nu e nimic schimbat. În afară de... Deci să nu ne înțelegeți greșit că nu ne legăm de piele, cu cusături, cu tot felul de chestii. Este o serie 7 cu toate lucrurile care te-ai obișnuit dintr-un serie 7. Minusul din punctul meu de vedere este că bordul ăsta rămâne arhaic. Adică da, și botul din botul, grila aia mare, care este inutilă din punct de vedere ingineresc, tehnic, este acolo că este o moștenire. O facem activă să se închidă la viteză ca să eficientizăm consumul, dar ea nu era neapărat necesară. Este o chestie care să facă mașina să arate într-un fel. Eu aș vrea să recunosc identitatea BMW exprimat într-o chestie tehnologică nouă. Dar ar putea să facă aici doar ecran. Sau adică, serios, BMW nu este despre diesel, BMW nu este despre, nici despre benzină, părerea mea, BMW nu este despre butoane. BMW despre condus. Exact. Și atunci îți vei pierde tot mai puțin timp apăsând ecrane și chestii. Vrei să setezi temperatura la 20? Gata. Sau la 19. Da. Bine, ok, fie. Este o chestie... eu așa o văd, adică na, e bine că ne contrazicem. Nu, dar e o chestie de dezbătut și e o chestie de gusturi. Din nou, rămâne o alegere pentru voi, dacă preferați o interfață intuitivă tactilă cu ecran sau dacă preferați butoane pentru toate funcțiile care, între noi fie vorba, costă foarte mult să fie produse. Da, păi, uite, de exemplu, eu mă gândesc că cei de la BMW s-au uitat la review-urile noastre, au aflat... că ție îți place foarte tare ecranul și partea asta de digital cu touch. Și au început să mai apară butoanele și au făcut un sistem hibrid pentru climatizare, nu? Da. Avem un ecran aici, un ecran sus și un ecran în locul ceasurilor, care acolo este deja de ceva timp și este foarte bun. Da, nu în forma asta. Asta este forma pe care am văzut-o, de exemplu, pe X5 sau pe BMW seria 8. Și e, da, l-am mai descris și la interior, e un ecran reușit. Este un IPS foarte bine detaliat. Și avantajul lui este că atunci când schimbi modul de condus, se poate schimba radical. Adică nu ești captiv într-un anumit design. Da, nu mai e ca înainte, da. Dar uite, cam așa. Uite, vezi? Se poate schimba radical. Eu la asta mă refer. Mașina asta ar trebui să se poată adapta la gusturile oamenilor și nu poți schimba butoanele după gustul oamenilor. Asta este discuția despre interior. Dar dacă vrem să trecem dincolo de cum arată, felul în care se simte, mașina asta se simte super premium la interior. Așa cum ar trebui să se simtă o mașină aproape de care se duce în zona de luxinat. De ce ai ieșit din bandă? Hai că se întoarce. Cum o să zicem banda cealaltă, nu? Trebuie să preiau. Acum recunoaște marcajele. Ok? Nu, nu-mi dă încredere sistemul assisted drive, trebuie să recunosc. Poate pentru ținut distanța, ca și cruise control. E bun ca pe oricare mașină de genul ăsta, e bun ca sistem redundant la... Ca un sistem redundant, pentru dar nu evoluează și ăsta, este înghețat în timp. Poate dacă te duci o dată pe an la revizie să-ți facă un update de soft, dar nu învață în timp real. Aici e o altă discuție, sper că poate următoarea seria 7, peste 4 ani, Doamne ajută cum ar fi. Că din nou am mai spus-o și o spun și aici, dacă seria 5 avea și o variantă electrică Model S, nu mai avea succes.
Dar dacă seria 7 ar veni cu niște tehnologii asistate, nu neapărat vorbesc despre motoare electrice, că da, știu că sunt obsedat, dar mi-aș lua BMW oricând. Mi-aș lua din nou BMW, m-aș întoarce oricând. Tesla nu știe să facă interioare frumoase. Sunt minimaliste, sunt ok, sunt decente. Și când gândești că Tesla Model X are prețul ăsta, deci... Exact. Da, bun. Deci, interior foarte bun, toate astea. Hai să ne întoarcem un pic la partea de energie, vrei? Te rog. Cam coborât, acum am coborât la 49% baterie și trebuie să dau o veste bună. Motorul ăsta de 110, 14, cât? 113 cai. 113 cai echivalent, a obținut o eficiență de undeva la 17 kW pe 100 de kilometri. Care este foarte aproape de ce obține Tesla. Nu știu dacă știi. E un motor foarte economic ăsta, da. Și ăsta e și consumul din carte. Dar este eficientă dacă compar cu Model X. Pentru câtă putere are. Este un motor mic, cu o baterie mică și partea electrică este limitată. Și nu vei putea cere performanță de electrică decât dacă introduci motorul termic. Dar în regim de navetă, de ambuteiaj, de condus constant la viteza legală, fără sprinturi, eu cred că e o mașină bună de navetă. Da, sunt două scenarii în care poți să te uiți la mașina asta. Unu, nu te poți uita deloc la ea dacă nu ai unde să o încarci în fiecare zi, pentru că are nevoie de încărcare zilnică. Și e aceeași discuție de fiecare dată. Îți iei plug-in hibrid doar dacă ai unde să o încarci la destinație, acasă sau la birou. Și e valabil pentru oricare altă mașină plug-in hybrid. Și doi, te poți uita la ea dacă faci naveta și ca tine, de exemplu, ai unde să o încarci în fiecare zi. O încarci, da. Ai ajuns seara acasă, ai băgat-o la priză și până dimineața e încărcată complet. Stilul ăsta de condus în care noi am mers până aici este super economic. Un consum de 17 însă îl obții, pe exemplu, într-o Tesla Model 3, care are aproape aceeași greutate, nu? Nu, asta are 2,2 tone pe cântar. Ah, serios? Da. Scuze, am pus-o pe cântar. Repetăm. Deci asta are 2,2 tone? Da. E mai grea cu 400 de kg decât a mea. Da, da, e altă clasă. E altă clasă, nu mai mare. Da. Da. Poate, da, nici cu Model S nu poți să o compari. Anyway, mașina asta, la cât de grea este, este eficientă. Dar dacă vei folosi un pic mai des accelerația, eu am ținut-o constant, vei putea face consumuri și mai mari. Dar 35 de km pentru navetă de zi cu zi este rezonabil. Tot vei ajunge să pornești un pic motorul termic, însă vei consuma mult mai puțină benzină. Însă în regimul ăsta interurban, o benzină condusă constant e la fel de eficientă ca un diesel. Și de aceea îmi place că în sistemul ăsta plug-in avem un motor pe benzină și varianta de 3 litri o pot saluta, pentru că este mai bine dimensionată pentru greutatea mașinii. Un motor de 2 litri ar fi urcat foarte ușor în turație. Seria 7, nu e un seria 3 să pui motor de 2 litri pe aia. E un seria 7 și e o limuzină la care oricând trebuie să ai o rezervă de putere, că cine știe când trebuie să fugi de ANAF sau de... Sau de fani. Sau de fani, da, cine știe. Da, acum râdem, glumim, dar generația anterioară de plug-in pe care noi am testat-o era cu 2 litri. Da, era ok, dar nu era, până și sunetul. Trebuie să ai sunetul ăla de... Și BMW, despre asta e vorba, până la urmă. Motorul ăla de 6 cilindri în linie are carieră. Deci eu sunt tare curios cum aduc ei sunetul de la motorul ăla în caroserie. Nu știu. Au anulat tot. Cred că au un serviciu de streaming și se face streaming ca pe Spotify de fiecare dată când accelerezi. Da. Da. Ok. Da, bine, autonomia, da, asta este cea mai bună variantă electrică pe care o poți pune pe seria 7. Din păcate, acum, decât să vinzi gogoși, și să o dai ca full electric și să nu fie disponibilă nicăieri, niciunde, da. Mai bine las așa și... Dar eu cred că într-o mașină atât de mare este ca la un telefon mare. Așa cum în telefoanele mari ne-au spus că nu mai au loc să mai pună mufă jack și de-aia au scos-o, eu cred că așa cum ai pus 10 kW, puteai să pui și 15 sau 20. Ți-ar fi luat din probagaj și mai mult. Am văzut o știre foarte interesantă pe net, cum o firmă privată din Germania care dezvoltă pachete de baterii, au pus pe un i3S pachet de baterii de vreo 100 de kWh, ceva de genul ăsta, pentru o autonomie de 700 și ceva de kilometri, 730 de kilometri, ceea ce este e absolut uriaș. Este un studiu de caz însă și nu se spune acolo câți oameni au mers cu mașina. Da, dar oricum pachetul ăla și de baterii... Și nu se spune ce ciclu de testare s-a făcut. Pachetul ăla de baterii de 100 de kWh e băgat în același loc în care încape, de exemplu, câte 38, parcă are... E 3, nu mă știu, 36, 38. Cam așa.
Și da, asta mi se pare foarte tare. Acum, bine, nu știm dacă a luat și bancheta și dacă au mai făcut. Exact, nu știm exact ce au făcut acolo. Este o știre de anul trecut și între timp nu s-a mai întâmplat mare lucru. Mi-ar plăcea să aud de baterii din ce în ce mai mari puse. Însă, până la urmă, hai să ne gândim un pic despre ce este o mașină plug-in hibrid de lux, cum este asta. Păi unul la mână e fentată să scape oamenii de afaceri de taxe, mă gândesc. Că poate în anumite țări, fiind mașină cu motor mare și scumpă... În Marea Britanie plug-in hibridele nu mai sunt scutite. Nu? Gata? Nu, s-au prins că oamenii nu prea le încărcau. Da, e, și e păcat pentru că, uite, de exemplu, eu n-am apucat să o încarc în primele două zile. Știi ce consum aveam în oraș? Mm. L-am mers normal. Cât? 20%. Iată. 20 de litri de benzină la 100 de kilometri? Da. Deci asta înseamnă că 20 ori... Deci undeva la peste 120 de lei, deci 1,2 lei per kilometru, să te dai cu mașina, doar benzina. Da, doar benzina, fără cât a costat mașina în sine. Exact. Și poți coborâ dramatic acest consum dacă mai încarci un pic și o baterie mică, cu un motor mic, care adaugă mașinii acesteia niște... multe zeci de kilograme. Și se vede că mașina asta nu este făcută doar ca să fie făcută. Adică 35 de km autonomie la 10 kWh pachet de baterie nu e rău. Nu e rău. Motorul ăsta merge până la 140 de km pe oră viteză maximă. Da. Și per total aici ai și economie dacă o încarci în fiecare zi, dar ai și putere dacă vrei să faci asta. Deci până la urmă revenim la aceeași discuție de fiecare dată. Dar la fiecare plug-in hybrid. Nu-ți la plug-in hybrid. Deci dacă vrei să ții seria 7, nu-ți la varianta asta pentru că te păcălești singur. Te păcălești singur dacă faci drumuri lungi, pentru că la drum lung vei căra după tine o baterie care se va goli repede. Și care ți-a loc în portbagaj. Și un motor electric care te va ajuta la sprinturi doar când apucă să se încarce și se va mai încărca totuși puțin bateria la recuperare, la frânare, la decelerări. Însă nu vei reface recuperarea extraordinar de multă, dar vei recupera câte ceva cât să poți face anumite demaraje sau porniri de la zero. Dar chiar așa, eu nu m-aș uita la mașina asta în varianta asta. Pentru că eu știu, de exemplu, că, bine, în cazul meu, că n-am unde să o încarc, dar... Nu este pentru orașele mari aglomerate, pentru că o limuzină mare nu se descurcă bine oricum, nu se simte bine în orașele mari. Oricât de bine virează cu spatele, dacă faci navetă, nu cred că faci navetă cu doi VIP în spate și cu un bodyguard în față, decât în anumite situații. Deci mașina asta este o mașină bună de navetă dacă merg patru oameni în ea. Stai că asta intră mai bine ca mașina mea în curbă, nu? Da. O să intre din prima? Nu, pentru că nu știi să iei un viraj. Era atât de simplu. Marian, am auzit că jantele astea sunt scumpe și știi că eu stric jante. Da, dar eu am luat virajul ăsta de 7 ori până acum și n-am atins nimic. Da, dar diferența între noi doi știi care este? Da, e o școală de pilotaj și 3 campionate mai târziu. Exact. Bun, hai să tragem o concluzie, să-i rugăm pe oameni să se aboneze la noi și să apese pe butonul de like dacă... au fost fanii acestui test pe care noi l-am făcut. Ce vrei să faci, George? Vreau să... Da. Așa. Like, share, subscribe. Dacă vreți să-l mai vedeți pe George în testele noastre, în testele mele o să-l mai chem, dacă v-a plăcut. Auzi, hai să facem o extravaganță, vrei? Să fac eu de text și tu de mașini? Nu, în clipurile tale sunt atât de puține dislike-uri, că am să le spun oamenilor, dacă vreți să nu-l mai vedeți pe George, dați în testele auto, dați dislike. Bine, ok, facem așa. A? Ne stricăm media? Nu că am muncit la aia. Muncesc de foarte mult timp să fac testele așa cum așa este. Marian face o treabă foarte bună și noi îl susținem la Cavaleria, îl apreciăm în fiecare zi, ne uităm, îi dăm like, share și subscribe. Mă sună George în fiecare zi chiar și atunci când Marian apreciez ceea ce face și închide.